Al câtelea om moare în fața spitalului? A câta femeie naște pe stradă? Câți copii pierde România în fiecare zi? Am ajuns la al câtelea caz de drogat implicat în accident de circulație? Ce proporție a luat dependența de droguri sub ochii autorităților și cât de sus a ajuns profitul din această afacere criminală? Am privit cu gura căscată la funcționarii de la finanțe cum protestează pentru salarii. Tăcem ca proștii la fiscalizarea de formă a multinaționalelor, în vreme ce țara se îngroapă în datorii istorice. Ne aprindem numai la scandaluri patetice și trecem mereu pe lângă rădăcina răului. Ne pasă atât de puțin de ceilalți și în cele din urmă de noi înșine. Tăcem când un general de serii ne spune că serviciul lui secret poate să ne inducă să votăm și să facem ce vrea el. Renunțăm la identitatea noastră istorică pentru viitor nedefinit și incolor. Am lăsat educația și învățământul de izbeliște. Am dat cultura română pe mâna proștilor. Visăm la emigrație numai pentru bani, fără să ne gândim la consecințele pe termen lung. Nu cumva trăim mai mult într-un carnaval de nepăsare decât într-o țară responsabilă de starea și de destinul ei? Oameni buni, ce fel de societate suntem?